Bună dimineața! Am mai trecut o săptămână, iar eu revin cu un nou episod din Gamesgate. În această săptămână am decis să mă axez pe jocurile MMORPG, deoarece ce e mai fain într-un joc dacă nu să interacționezi cu alții sau, de ce nu, să te iei la trântă cu ei. Așa că pentru primul joc de azi am ales Eternal Saga, un browser MMORPG Adventure Quest. Eternal Saga a avut deschiderea open beta în iulie 2013. Are o temă bazată foarte mult pe stilul anime și fantasy, fiind creat de 4399 Studios. Eternal Saga s-a dezvoltat relativ repede, având o comunitate de jucători foarte bogată și loială pentru un browser game. Fără îndoială este unul dintre jocurile care arată cel mai bine din categoria lui și fără îndoială acesta e unul dintre punctele lui forte. La început jocul este destul de liniar în gameplay, adică omori niște monștri, faci ceva quest-uri, toate necesare pentru a-ți crește experiența și puterea. Nivelele de început până la nivelul 40-45 pot spune că fac mai mult parte din tutoriale decât quest-uri de experiență, deoarece te învață ce trebuie să faci în joc. După nivelul 55 încep să ți se deschidă noi dungeon-uri unde trebuie lupta cu monștri mai puternici și șefilor pentru a obține iteme bune. Jucătorul mai are de asemenea de la nivele mai ridicate și un pet care te ajută în lupte și care crește în nivel primind experiență de la creaturile eliminate de tine. Eternal Saga are o opțiune unică în MMORPG Browser și anume opțiunea de AFK, ce te ajută să faci dungeon-uri în mod AFK, desigur. Cele de nivelul tău ar fi mai bine totuși să le joci manual pentru a putea să le termini, dar modul AFK te ajută foarte mult dacă vrei să termini repede pe cele de nivel inferior, nefiind nevoie ca tu să stai la PC. Eternal Saga are de asemenea și el mult cunoscutul Cash Shop, unde găsești diversele modele de customizare ale caracterului cu ajutorul hainelor, pălăriilor, armelor, cizmelor, ochelarilor, peților și mounților mult mai puternici decât poți găsi în mod normal. Deci, pe total, ce are acest joc? Grafică pe tema anime fantasy foarte impresionantă înspre genul simpatic, abilitatea de a farma temițele cu ajutorul opțiunei AFK, petul care te ajută în luptă, se joacă complet în browser, nu e nevoie să descarci ceva în propriul calculator, Cash Shop te lasă să-ți cumperi diferite animăluțe mult mai puternice și să-ți customizezi caracterul cu haine și arme care arată mai bine și probabil, de fapt, sigur, sunt mai puternice. Și desigur să nu uităm de clase, care sunt cele întâlnite și în restul MMORPG-urilor și anume Warrior, Mage și Hunter. Deci dacă căutați un joc care nu trebuie instalat în PC și care totul să fie fun și să arate ok, Eternal Saga e recomandarea mea. Al doilea joc ales de mine azi e Mu Online, unul dintre cele mai vechi MMORPG-uri apărând în anul 2001, dar care încă nu a fost prea afectat de trecerea timpului și mai are destui player pe serverul oficial, dar și pe cele private. Deci să ne readucem aminte de acest joc, pe care tind eu să cred că l-au jucat o grămadă în perioada când mergeai la internet, cafe și plăteai cu ora. Grafica și interfața jocului din puțin să fie asemănătoare cu Diablo 1 și 2, dar spre deosebire de Diablo nu sunt chiar atât de multe quest-uri și diferă cu mult gameplay-ul. Pentru a-ți crește nivelul caracterului, majoritatea serverelor private nu necesită să fugi după mob, ci se poți așeza frumos pe un spot și eventual să lași caracterul să crească și singur. Ăsta ar fi unul din avantajele jocului, că te poți juca cu el în bară, sau dezavantaj, depinde cum vezi tu situația. Jocul are în prezent 7 clase, dar despre Rage Fighter nu voi discuta pentru că nu am jucat cu el. Așadar, vorbim de 6 clase, două dintre ele necesită a fi deblocate odată ce atingeți un anumit nivel cu primul caracter jucat. Și uite așa discutăm întâi despre principalele 4 clase, Dark Wizard, Dark Knight, Elf și Summoner. Deci, pentru început, să discutăm mai întâi despre Dark Knight. Caracter melee, bun ca defense, bun ca damage, este tipul de caracter warrior și tanker pe care îl găsiți în majoritatea MMORPG-urilor. Genul de caracter pe care îl crești greu, dar se merită timpul investit spre deosebire de celelalte caractere. Cel puțin eu îl recomand tuturor începătorilor și iubitorilor de warrior tanker. Erou ce se bazează pe strength, agility ulterior și de energie pentru anumite spell-uri, precum Swill Life, mai precis creșterea borcanului cu viață. Iar acum câteva cuvinte despre Dark Wizard. Este enervant, genul de caracter cu care poți cu ușurință să faci mișto de alte caractere, începând de la teleport, mass teleport sau mana shield. Are ca principal scop să fie holder, numit în majoritatea cazurilor de către jucători, în sensul că îl poate să acopere o gamă largă de mob fără să miște un deget. Dacă sunteți o persoană căruia nu-i prea place să-și miște caracterul prea des, este caracterul perfect sau binevoitor pentru a crește anumiți nevoiași când veți fi în calitate de holder al unui spot. Summonerul este un caracter adăugat în sezonul 3, episodul 2. Se folosește mai mult de spells, deci este un caracter pe energy și spellurile sale, așa cum îi sugerează și numele, sunt de summon, adică cheamă bestii în ajutorul ei. Ea poate folosi și câteva scroll de la Dark Wizard, dar are și scrollul ei. Karma folosește staves și 3 cărți care se pun în locul scutului. Cărțile funcționează ca niște arme, le poți crește până la plus 13 și pot fi excelente, deoarece îi cresc damage-ul. Și în ultimul rând, despre dragul nostru și iubitul Elf.
Elful poate fi crescut în două moduri, pe Agility sau Energy. Elfii care preferă să joace pe cont propriu vor juca în majoritatea timpului lor adăugând Agility. Ceilalți elfii pe Energy cresc doar cu ajutorul altor caractere în party-uri. Este un avantaj pentru ambele tabere, faptul că cineva are un elf în party pe Energy și celălalt la holder al spotului. Și mai ar fi un al treilea tip de elf gen corcitură pe care îl poți crește în egală măsură și la Energy cât și la Agility. Dar nu se recomandă, cel puțin eu unul nu le recomand. Aceste 4 caractere își pot schimba clasa la level 150 după finalizarea unui quest. Dark Knight devine Blade King, Dark Wizard devine Soul Master, Summoner devine Bloody Summoner, iar Elf devine Muse Elf. Fiecare din cele 4 clase vor putea purta un nou tip de aripi de nivel 2 sau chiar 3, depinde de server. Vor avea acces la anumite skill-uri pe care până atunci nu le puteau folosi și ulterior iteme sau seturi doar pentru clasa avansată. Deci, mai avem de discutat încă de 2 caractere. Unul dintre ele ar fi Mage Gladiator, o combinație între Dark Knight și Dark Wizard. Poate fi crescut atât pe strength cât și pe energy, dar în majoritatea cazurilor pierzi vremea dacă joci melee. Nu este la fel de bun în damage precum Blade Knight pe melee, dar este la fel de bun ca un Soulmaster când vine vorba de a ține un spot. Poate să poarte itemele unui Dark Knight cât și al unui Dark Wizard, dar nu cele al unui Black Knight sau unui Soulmaster. Are și el itemele sale proprii, dar e zgârcit și nu poate să poarte nimeni itemele care sunt destinate lui. Poate fi creat odată ce ajungi la nivel 220 cu unul din cele 4 caractere menționate. Poate să facă mai repede full stealth deoarece MG-ul primește 7 skill points per level pe când celelalte primesc doar 5. Ultimul caracter pe care îl mai avem ar fi Dark Lord. Sună atât de pompos, n-am jucat prea mult cu el, în principiu e un nene pe un cal și mai are o cioară pe post de pet, care face și ea nu știu cât damage. Are damage mare, însă defense-ul cam lasă de dorit din câte ține în minte. Niște skill-uri cu niște lanțuri cu tremure și temir ce minunății. Este caracterul care are cel mai bun damage când vine vorba de PvE, însă la PvP am impresia că îl rupe BK-ul în două. Mie personal nu mi-a plăcut acest caracter, nu am prea multe detalii să vă spun despre el. Exact ca și Magic Gladiator, poate fi creat doar dacă ajungi cu unul din principalele 4 caractere la un anumit nivel, doar că pentru acesta la 250. Tot 7 puncte per level primește și el. Ultimul caracter pe care îl mai avem ar fi Dark Lord. Sună atât de pompos, n-am jucat prea mult cu el, în principiu e un nene pe un cal și mai are o cioară pe post de pet, care face și ea nu știu cât damage. Are damage mare, însă defense-ul cam lasă de dorit din câte ține în minte. Niște skill-uri cu niște lanțuri cu tremure și temir ce minunății. Este caracterul care are cel mai bun damage când vine vorba de PvE, însă la PvP am impresia că îl rupe BK-ul în două. Mie personal nu mi-a plăcut acest caracter, nu am prea multe detalii să vă spun despre el. Exact ca și Magic Gladiator, poate fi creat doar dacă ajungi cu unul din principalele 4 caractere la un anumit nivel, doar că pentru acesta la 250. Tot 7 puncte per level primește și el. Ca noțiuni finale, dacă îți place să crești caractere, să nu fie nevoie. Ca jocul numărul 3 avem Riders, un MMORPG free-to-play lansat în 2012 în engleză de către Perfect World, el fiind la origine un joc corean și după cum orice player a auzit de coreeni și cât de bun sunt aceștia la jocuri, am zis să văd ce are de oferit și acest joc. Pentru început vreau să menționez că cei care au creat jocul s-au grăbit cu apariția lui, așa că jocul nu are o poveste, așa că trecem direct la celelalte elemente. Grafica jocului este bine realizată, seamănă în multe aspecte cu Forsaken World, ceea ce nu este deloc un lucru rău. Interfața jocului este foarte curată, poate puțin prea curată, ar fi putut să pună ceva mai multe ornamente. Funcționalitatea este similară cu multe jocuri și anume poate fi accesată prin hotkey sau prin tasta Escape. Meniurile oferă multe opțiuni ușor de accesat, spre exemplu fereastra Social Network are taburile Party, Guild și Friends, fapt ce face ușoară navigarea și mai ales găsirea jucătorilor care te interesează. Sunt 4 clase, Defender, Berserk, Sosără și Cleric. Eu sunt de părere că numele spune totul. Acțiunea jocului este foarte fluidă. Sistemul de XP este gândit să nu trebuiască să faci extrem de mult grinding, așa încât sfatul meu este să rămâneți la quest-uri. În colțul din stânga sus veți remarca cele 3 bare de HP, EP și SP. Sistemul de regenerare al acestor 3 consumabile este unul foarte interesant. Interesant este un cuvânt care nu face dreptate sistemului, întrucât veți remarca imediat cât de dezechilibrat este. În timp ce AP și SP se regenerează relativ repede, HP-ul vă va da bătăi de cap. În ceea ce privește XP-ul, pe măsură ce creșteți, quest-urile devin tot mai puține, însă răsplata este una pe măsură. Spre deosebire de alte jocuri, aici a fost adăugat un element interesant de eliminat monștri. Anumite quest-uri necesită anumite condiții speciale, fapt ce a dat un plus de amuzament.
Întâlnim și aici aceleași preocupări ale caracterului de vânător culegător, de care lumea s-a cam plictisit, însă este un must have în ziua de azi, așa că încât poate i-am fi dat un minus dacă nu l-avea. După level 17, ați face bine să aveți prieteni, întrucât jocul devine oarecum repetitiv prin instanțe și dungeons. Soluția jucătorilor singur rămâne însă grindul. Explorarea este opțiune ce dă jucătorilor posibilitatea de a aduna materiale necesare craftării prin diverse unelte, recoltarea de plante, minerit sau spart încuietorile cuferelor. Pentru a putea avea acces la aceste unelte, trebuie să completați niște quest-uri, bineînțeles. Jucătorii pot să obțină reputație pozitivă sau negativă. Reputația pozitivă ajută mai mult întrucât poate debloca magazine speciale, șanse mai mari la craft, etc. După level 20, jucătorii pot să-și schimbe apartenența pentru PvP sau pot să schimbe preferințele în funcție de reputație. Clasele nu sunt limitate la un singur set de arme și armuri, dar dacă vrei să-ți crești șansele de reușită, sfatul meu este să rămâi la itemele specifice clasei. Experimentele cu echipamente care nu sunt recomandate clasei pe care te-ai decis să mergi vor fi cel mai probabil un eșec, întrucât jocul nu este gândit pentru build-uri hibrid, așa că ai toate șansele să te trezești că îți face răul mai vulnerabil decât să-l îmbunătățești. Pera Sound-ului este un joc plăcut și incitant dacă ești cât de cât fan PvE. Să nu uităm că mai toate jocurile pornesc de la ideea de PvE și apoi lucrează la PvP, dar să sperăm că cei care au creat jocul nu se vor opri aici. Jocul cu numărul 4 este un joc care nu știu în ce categorie să-l încadrez anume. Asta deoarece e un mix și cum toți știm că e greu să faci așa ceva, iată că cei de la Just a Game au reușit să combine strategia cu card collecting într-un mix interesant numit Kings and Legends. Dacă vă întrebați cine sunt cei de la Just a Game, e posibil să fie auzit de ei din War to Glory și Operation Gamma 41. Deși are un caracter cam strategic, jocul păstrează orientarea spre eroi și în special spre genul eroilor. În afară de genul caracterului, mai poți să alegi la un moment dat o clasă care va influența modul în care interacționezi cu trupele tale. Deci, să trecem la grafică și artwork. Anime în mare parte, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. În ceea ce privește ambientul, este foarte colorat, însă nu exagerat și nu predomină contrastele, ceea ce creează o atmosferă chiar plăcută. Mișcarea caracterelor este fluidă și destul de bine realizată. În schimb, bătăliile sunt poate cea mai interesantă parte a jocului, întrucât este un mix între un MMO tradițional și card collecting. Deci trebuie să-ți planifici cărțile și în mare parte cum vor acționa, stabilind astfel ofensiva, defensiva și modul în care se vor bate caracterele. Sună complicat, însă după câteva încercări încep să capete tot mai mult înțeles și în cele din urmă sunt sigur că veți reuși să stăpâniți strategia foarte bine. În cazul în care totuși alegerea cărților este prea complicată, dezvoltatorii au creat un sistem de autocombat și autopic foarte util, cel puțin până prindeți cum merg lucrurile. În ceea ce privește construcțiile, jocul nu are la bază un sistem complex de construcții și upgrade-uri. Sunt doar câteva și acestea deblochează anumite upgrade-uri pentru arme și armurii ale caracterului principal, cum ar fi Blacksmith și Alchemy. Una peste alta, jocul oferă suficiente opțiuni pentru a satisface nevoia de nou a jucătorilor, nu implică grinding inutil și în general tind să pierzi noțiunea timpului, deci este incitant. Dacă nu urmărești povestea caracterului principal, poți să-ți trimiți trupele să se bată cu alți jucători, cu boss sau cu trupe AI. În concluzie, recomandăm jocul. Penultimul joc de azi e WildStar, un MMORPG care a apărut anul acesta și care speră să revoluționeze această categorie de jocuri. Deci să vedem dacă cei de la Karampin Studio au venit cu ceva nou sau acest joc este la fel ca celelalte. Spre deosebire de majoritatea MMO-urilor în vogă, WildStar nu adoptă o tematică medievală, ci are la bază o poveste sci-fi plină de umor. Încă de la primele scene introductive care înfățișează descoperirea planetei Nexus, ne dăm seama că jocul nu prea vrea să se ia în serios, ci vrea să-și distreze audiența. Indiferent că pornești la explorarea rămășițelor civilizației antice Elden, în departe Exile sau în rândul trupelor Dominion, jocul îți va smulge zâmbete încă din faza de tutorial. Conflictul dintre cele două tabere, oponente și cursa nebună dintre ei, reprezintă firul epic principal înțesat de mii de povești secundare. De o parte a baricadei găsim The Exiles, băieți buni, dar candiciți de resurse care luptă împotriva sistemului corupt, cărpind echipamentele pe care le au la dispoziție. În colțul diametral opus găsim The Dominion, care ne amintește de o corporație lipsită de scrupule care vrea să-și extindă influența și să crească profiturile, cotropind rebeliunea pe drum. Ambele tabere oferă câte 4 rase și un total de 6 clase. Deși acestea se încadrează în tiparele clasice MMO-urilor, interesant este faptul că fiecare clasă poate îndeplini două roluri în funcție de calea de evoluție aleasă de jucători.
În caz că te încurci cu denumirile mai puțin obișnuite, pagina oficială a jocului oferă o descriere detaliată la fiecare clasă, menționând și atributele care ar trebui cultivate în funcție de rolul ales. La acestea se adaugă și 4 cariere din care trebuie să alegi în momentul creierii personajului: soldat, colonist, om de știință sau explorator. Cariera nu va determina doar activitățile secundare pe care le vor putea întreprinde jucătorii, influențând și lumea jocului, dar impune și un anumit set de quest-uri specifice. Astfel, exploratorii vor fi nevoiți să escaladeze piscuri semețe pentru a cartografia mediul de joc, în timp ce coloniștii trebuie să ridice așezări care se vor servi ca popasuri între așezările majore. Întreaga poveste și felul în care este spusă trezește sentimentul că producătorii au luat World of Warcraft și l-au combinat cu Ratchet & Clank. Rezultatul are o atmosferă captivantă care te împinge să explorezi și să mai faci încă un quest, chiar dacă mai e puțin și trebuie să mergi la muncă, nu la culcare. Avem deci o poveste trăznită, o lume gigantică în care te pierzi și quest-uri cu nemiluita. Ce ne mai trebuie? Gameplay. Cei de la Carbin se remarcă și la acest capitol, implementând un sistem care face luptele mult mai dinamice și introducând elemente de platforming care nu prea au fost folosite până acum în alte MMORPG-uri. Atât atacurile jucătorilor cât și cele ale NPC-urilor afectează o zonă în față sau în jurul lor. Renunțând la schema clasică de a selecta un oponent și apoi a-l umple cu toate atacurile posibile în favoarea unui sistem unde acestea afectează o anumită arie, luptele au devenit mult mai dinamice și mai incitante. Tot timpul trebuie să fii atent și să te poziționezi corect pentru a prinde în rază cât mai mulți oponenți și pentru a evita atacurile adverse. Multe dintre acțiunile ceva mai pașnice sunt completate cu ajutorul unui Quick Time Events, arhi cunoscute pentru cei care se joacă și pe consolă. Nu au fost uitați nici fanii luptelor PvP, calea către confruntarea cu jucătorii umani deschizându-se la atingerea nivelului 6 prin deblocarea accesului către Wallet Temple. De la PvP-ul la scară mică, jocul evoluează până la confruntări grandioase care presupun două grupări adverse a câte 40 de jucători care desfășoară adevărate operațiuni de luptă cu implicarea diferitelor mașinării, precum tunurile sau lansatoarele de rachete. Există o varietate de moduri de joc, Willstar demonstrând din nou că și-a însușit cele mai bune elemente de la jocurile concurente. Cu toate setările la maxim, avem a face cu un festin vizual mai solicitant pentru PC, care din cauza stilului artistic adoptat fie te va face să-l îndrăgești, fie te va face să-l urești. Nu prea există cale de mijloc. Sunetele și muzica sunt în ton cu atmosfera jocului, toate NPC-urile din scenele intermediare beneficiind de un voice acting care ne duce cu gândul la desene animate. La final rămâne o singură întrebare. Își merită jocul abonamentul lunar? Ei bine, dacă aveți destul timp liber și sunteți dispus să-l petreceți într-o lume virtuală, atunci răspunsul este afirmativ, fără dar și poate. Pe de altă parte, dacă nu vreți să investiți timp într-un univers digital, mai bine stați deoparte, deoarece WildStar este un MMO cu normă completă. Cei care se dedică cu adevărat jocului vor aprecia sistemul Creed, care permite extinderea timpului de joc prin comerțul cu anumite obiecte speciale, care pot fi achiziționate cu valută virtuală din joc sau cu bani reali. Astfel, cei mai iscusiți jucători care înțeleg sistemul și o aplică cu succes vor putea scăpa de plata taxei lunare folosind resursele din joc pentru achitarea taxei lunare. Ultimul joc de azi e The Exiled Realm of Arboria, pe scurt era un fantasy MMORPG care a apărut în anul 2012. Din pricina concurenței care a fost în acel an, nu dau nume, Guild Wars 2, și a altor probleme, jocul a devenit free-to-play, iar dacă vă întrebați dacă și-ar fi meritat banii, acum puteți afla. Încă de la început veți remarca interfața prietenoasă și în special multitudinea de opțiuni în customizarea caracterelor. Acțiunea este oarecum diferită de majoritatea MMORPG-urilor în ceea ce privește sistemul de luptă PvE. Jocul poate crea dependență destul de repede întrucât urmărește o poveste provocatoare cu dungeon-uri interesante și instanțe care îți vor solicita skill-urile la maxim. Fiecare zonă are o atmosferă proprie și te va fascina imediat, așa că atenție împătimiților. Deși poate credeți că din nou veți avea de-a făcut o grămadă de grid pentru level up, iată că Terra schimbă puțin atitudinea și nu va trebui să poposiți mai mult de 2-3 nivele într-o zonă, astfel încât veți explora mai tot timpul zone noi, quest-uri noi și monștri din ce în ce mai provocatori. Se păstrează însă tactica deja bine cunoscută de cei mai încercați și anume aceea referitoare la quest-urile care dau mult XP pe care le puteți repeta. Țineți minte că nu toate quest-urile merită aceeași importanță sau merită terminate, dar pentru a determina acest lucru aveți nevoie de ceva experiență. Controlele rămân aceleași, dar pot fi ușor schimbate, la fel și butoanele de la mouse sau modul în care interacționați în joc. În ceea ce privește monștrii din joc, se vede cât de multă atenție le-a fost acordată. Nu se repetă prea des nici texturile, nici skill-e, așa încât la descoperirea unei zone veți descoperi mobi diferiți, bine realizați și plini de surprize.
În ceea ce privește abilitățile, nu există un sistem de distribuire a punctelor pentru abilități, acestea fiind cumpărate cu aur în joc. Deși pot deveni destul de scumpe, puteți obține destul de ușor aur, fie din eliminarea de monștri, fie din vinderea de iteme. Terra nu este tocmai un joc de spamat abilități, așa că dacă ești un împătimit care urmărește să folosească 20 de abilități pe minut, s-ar putea să nu-ți placă jocul chiar atât de mult. Terra se bazează mai mult pe reacția ta la acțiunile monștrilor, la cât de bine îți înțelegi caracterul și capacitățile acestuia și la cât de bine știi să-ți sincronizezi skillele cu ale partenerilor. Povestea este ușor de urmărit, iar questurile sunt de asemenea foarte explicate și până ajungi la nivele mai semnificative, poate vi se vor părea cam ușurele, însă îți pot spune cu siguranță că de la nivel 30 lucrurile devin cu adevărat interesante. Instanțele sunt deblocate de anumite questuri fără de care nu prea ai cum să mergi mai departe, însă le vei întâlni la momentul potrivit, întrucât acțiunea este destul de cursivă și nu presupune să umbli aiurea după questuri. Instanțele și dungeonurile sunt mai ușoare dacă mergi cu un party în mod evident, însă dacă, după ce ajungi să ai ceva iteme pe tine, te descurci și cu mai puțini oameni. Regula mai sus menționată este valabilă până la nivel 50, unde este imposibil să termini o instanță fără un party full. Sistemul de questuri este foarte bine gândit, întrucât acestea pot fi împărțite și executate în party, adică dacă te hotărăști să joci cu câțiva prieteni, ai să faci level up foarte repede. Terra rulează pe un Unreal Engine 3, de unde grafica excepțională, cu atât mai excepțională la rezoluții mari. Spații largi, foarte bine realizate, detalii splendide atât la caractere cât și la mediul înconjurător fac din Terra o experiență mai mult decât plăcută din punct de vedere vizual. Armele și armurile sunt foarte atent lucrate, la fel sunt și monștri, iar partea cea mai interesantă este că încă de la început ajungi să te lupți cu monștri de 2 ori sau de 3 ori mai mari decât tine. Este o schimbare plăcută față de celelalte MMORPG-uri din ziua de azi, unde la nivele mici omori chestii pufoase și inocente pe care abia le găsești în peisaj. Muzica de fundal se îmbină perfect cu decorul și cu feelingul general pe care îl are jocul. Și aici mă refer în special la tranziția dintre melodii în concordanță cu situația. Adică dacă te lupți cu un raid de boss, vei remarca o schimbare în ritm. De fapt și de drept nu vei remarca întrucât această schimbare se face în mod natural, fără să sesizezi. Jucătorii cu experiență vor ajunge la endgame probabil într-o săptămână, maxim două de jucat constant, iar în cazul jucătorilor mai light, poate o lună. Printre activitățile cele mai interesante pe care le puteți desfășura este să vânați raid boss, pentru că acolo sunt cele mai bune dropuri și apoi cu itemele noi, instanțele și dungeonurile vor fi floare la ureche. În ceea ce privește PvE-ul, este din plin cu ce să vă țineți timpul ocupat, așa cum am spus și până acum. Drop rate-ul este destul de mic chiar și la boss, motiv pentru care vă veți trezi în situația în care veți omorî un boss de 3-4 ori consecutiv ca să vedeți ceva beneficii. În ceea ce privește PvP-ul, se practică în continuare sistemul de duel, unde puteți să vă bateți și 5 vs 5, scopul fiind să omori echipa adversă evident sau echipa ta să ajungă la 1000 de puncte prima. Sistemul de duel 10 vs 10 este mai complex, cum ar fi Capture the Flag, să spargi statuetele sau să omori alți jucători. Practic la asta s-a rezumat endgame-ul, întrucât vei vrea să ai echipament cât mai bun, astfel încât să câștigi cât mai multe bătălii. Și uite așa, după explorarea mai multor lumi virtuale, în toată splendoarea lor, am ajuns și la finalul acestui episod. Eu unul sper să vă fi plăcut acest episod, iar până data viitoare urmăriți Capital TV.